la inimă. Pentru noi, femeile. Dragi prietene, sunt convinsă că așteptați în continuare să aflați ce ne va spune Paraschiva Pop despre atitudini. Am preluat acest material de la o conferință pentru femei. Merită să-l urmărim nu odată, ci de mai multe ori. De ce? Fiindcă, așa cum am auzit data trecută, 90% din calitatea vieții se reflectă în felul cum reacționăm la evenimente. Trebuie și este atât de important să știm ce atitudine să avem atunci când suntem în fața situațiilor neprevăzute, în fața situațiilor care ne vin înainte și nu știm ce să facem. Aici se formează caracterul nostru și caracterul, așa cum spunea Paraschiva Pop, este singurul pe care îl vom duce cu noi în eternitate. Haideți să urmărim în continuare câteva gânduri deosebite despre felul în care trebuie să reacționăm, cum putem avea o atitudine pozitivă atunci când ne vin în față circumstanțe și evenimente la care nu ne-am așteptat. O ascultăm pe Paraschiva Pop. Victor Frankl a fost un psiholog închis într-un lagăr de concentrare nazist și el a observat cum reacționează creștinii în acele situații extreme. Și el spune așa: unui om i se poate lua totul, cu excepția unui singur lucru, ultima libertate umană, aceea de a-și alege atitudinea în orice fel de împrejurări date. Da? Poți să treci prin valea plângerii, transformând-o într-un loc plin de izvoare, extraordinar, extraordinar. Să treci prin operație, prin spital, prin oncologie, transformând anturajul tău, familia ta, într-un loc plin de izvoare și ploaia binecuvântărilor să se reverse. John Maxwell spune așa: atitudinea este cea care îi atrage sau îi îndepărtează pe oameni de noi. Ea este profetul viitorului nostru. Adică atitudinile îmi determină relațiile și viitorul. Gândește-te la o persoană pe care nu dorești să o întâlnești pentru că totdeauna se plânge de boala ei, ce a zis medicul, cum trebuie să ia medicamentele și medicamentul respectiv n-a ajutat și trebuie să schimbe și așa și... Da. Deci, sau gândește-te la o persoană pe care dorești să o întâlnești pentru că totdeauna are un cuvânt de încurajare, are un zâmbet, da, un cuvânt de zidire. Da. Gândește-te la o persoană care întotdeauna se plânge că vecinul i-a făcut cu tare și cu tare și șeful și așa și totdeauna se plânge, da? Și e un lăstar de amărăciune care întinează pe mulți, care contaminează, pentru că atunci când te întâlnești cu asemenea persoană parcă e un duș rece. Așadar, atitudinile ne determină relațiile, da? Suntem atrași spre oamenii care zidesc, spre oamenii care au un cuvânt de încurajare și evităm oarecum oamenii care întotdeauna se plâng, oamenii negativiști, oamenii care se lasă dominați de amărăciune și nemulțumire. În psihologie se vorbește foarte mult de atitudinea pozitivă, dar pe mine m-a interesat
Oare ce spune Biblia despre atitudinea pozitivă? Care sunt componentele atitudinii pozitive din punct de vedere biblic? Și am găsit că acestea sunt mulțumirea, bucuria, pacea lăuntrică, pacea în relații, răbdarea, smerenia și ar fi și altele. Și hai să le luăm pe rând. Am citit cartea lui David Jeremiah, intitulată Neașteptata întorsătura vieții. V-aș recomanda-o cu multă căldură. David Jeremiah este un pastor care la un moment dat a fost diagnosticat cu cancer, a fost internat și el descrie în cartea aceasta suferințele extraordinare, suferințele fizice extraordinare prin care trece. Și uitați-vă în situația respectivă ce spune. Indiferent cum va fi răsuflarea pe care mi-o voi pune în piept, Doamne, ușoară sau grea, ți-o voi înapoia într-o cântare de laudă. Extraordinar! Wow! Deci când un om se află în spitalul de oncologie, pe un pat de suferință, să spună aceste cuvinte. Vai, cred că Domnul Iisus a făcut semn îngerilor să se oprească din cântările lor de slavă și să privească spre omul acesta. Da, cred că îngerii și toată lumea nevăzută s-a uitat și a zis, asta închinare, asta da, atitudine biblică. Cea mai puternică armă din arsenalul atitudinilor este recunoștința. Să știți că este așa o moștenire pentru copiii noștri, pentru că o mamă mulțumitoare lasă copiilor atitudinea asta de mulțumire. Dar când copilul te vede că tu speli vasele în bucătărie, mulțumind, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, te slăvesc, Doamne, fii lăudat. Dar să știți că mulțumirea și lauda sunt și niște arme de luptă foarte puternice. Și am trecut și eu prin Valea Plângerii, am fost internată și operată în spitalul de oncologie și să știți, cu armele acestea m-am luptat, cu mulțumirea și cu lauda, și să știți că dau rezultate extraordinare. Mulțumirea nu este o opțiune, ci este o poruncă. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Efeseni 5:20. Acum hai să ne gândim ce nu se cuprinde în întotdeauna pentru toate lucrurile. Întotdeauna pentru toate lucrurile, Doamne, dar și pentru lucrurile neplăcute, dar și pentru pierderi și pentru întotdeauna pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Greutățile, suferințele, pierderile, toate sunt cuprinse în programa noastră analitică. Noi la școală avem programă școlară pentru copii și la o anumită materie știm ce capitole trebuie să parcurgă. Și mă întrebau copiii, da, doamna profesoară, da, conjunctivul și exercițiile astea cu, la limba franceză, cu conjunctivul prezent și perfect, dar asta la ce ne folosește? Deci sunt lucruri care ne plac și sunt lucruri care nu ne plac. Dar să știți că trebuie să parcurgem programa analitică specifică, întocmită pentru fiecare persoană în parte, în funcție de destinul nostru, în funcție de locul pe care trebuie să-l ocupăm în templul pietrelor vii. Deci Domnul ne șlefuiește mai mult sau mai puțin în funcție de locul pregătit pentru noi în templul pietrelor vii. Mulțumirea este un rezultat al conștiinței suveranității lui Dumnezeu. Dacă eu știu că Tatăl meu controlează toate lucrurile și nimic nu iese de sub control, atunci știu că un fir de păr nu-mi cade fără știrea Lui. O vrabie nu cade de pe gard fără știrea Lui. Și Scriptura spune că de altă parte toate, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De altă parte, adică vedeți, lucrurile întotdeauna au două părți. Este partea văzută de mine și când privesc eu la lucrurile care mi se întâmplă, zic, măi, dar
chestia asta n-are nicio logică, nu știu unde să o potrivesc. Dar de altă parte, de partea nevăzută de mine, de partea văzută de Dumnezeu, care are tabloul de ansamblu, de altă parte, toate lucrurile își au locul lor și rolul lor în formarea caracterului nostru. Mulțumirea este o condiție a fericirii. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Am avut o colegă, o profesoară de română, tânără, bărbatul medic, foarte bine situați material, avea un copil foarte reușit, inteligent, și în fiecare zi venea plină de nemulțumire, ca un ghemotoc plin de nemulțumire, la școală. Și mă gândeam, dar ce-i lipsește? Eram tânără. Mă gândeam, dar ce-i lipsește acestei femei? Și mi-am dat seama că fericirea nu depinde de ceea ce ai. Spune Hristos, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Da? Deci, fericirea nu depinde de ceea ce ai sau de ceea ce nu ai. Mulțumirea este o decizie a ta, este o atitudine pe care o deprinzi. A fi mulțumitor înseamnă a deschide porțile binecuvântării și a fi nemulțumitor aduce nuiaua peste viața noastră. Și o femeie nemulțumitoare are copii nemulțumitori, pentru că atitudinea se transmite. O femeie care strigă în casa ei are copii care strigă. Deci copiii copiază atitudinea părinților și în special a mamei, pentru că e mai mult timp cu mama. După cum spuneam, mulțumirea este o deprindere a sufletului însușită prin efort și har divin. Dacă Dumnezeu ți-a îndulcit paharul, bia-l cu mulțumire. Dacă ți l-a făcut amar, atunci bia-l împreună cu el. Dacă ți-a îndulcit paharul, bia-l cu mulțumire. Dacă ți l-a făcut amar, atunci bia-l împreună cu el. Și Apostolul Pavel spune, m-am deprins, adică mi-am format deprinderea, da? Așa cum copilul își formează deprinderea de a scrie literele, da? Cât de greu este în clasa întâi, da? M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni. M-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. A ști cum să fii mulțumit cu mult, dar și cu puțin, este dovadă de înțelepciune și de putere. Dar e o mare primejdie să ajungi a fi mulțumit de tine însuți sau de tine însăți. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca vameșul acesta, săracul de el, vai. Atâta poate. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate veniturile mele. Deci am putea să cădem și într-o mândrie spirituală, comparându-ne unii cu alții, dar locul nostru este unic în trupul lui Hristos. Comparația și competiția nu-și au locul. Înflorește în locul în care ești așezată. Vedeți, aici un vas foarte, foarte simplu de lut și grădinarul a pus o sămânță acolo în pământ și sămânța aceea visa să fie pusă în grădină, într-o grădină frumoasă și frumos aranjată, dar a fost pusă într-un modest vas de lut. Însă uitați-vă ce frumusețe în vasul acela modest. Deci înflorește în locul în care ești așezată, în condiții mai prielnice sau mai vitrege. Cu cât sunt mai vitrege, cu atât răsplata ta va fi mai mare. Să radiem un caracter cristic, rodind roadele Duhului Sfânt. Pentru că frumusețea în caracterul nostru nu stă în noi, ci în roadele Duhului pe care Duhul le ia dintr-o altă dimensiune și le rodește în noi, noi fiind templu al Duhului Sfânt. Deci acele frumuseți aparțin unei alte dimensiuni, pentru că și noi tindem spre acea dimensiune. Bucuria, căci bucuria Domnului
va fi tăria voastră. Bucurați-vă în Domnul, zic iarăși bucurați-vă, poruncă, nu opțiune, poruncă. Bucuriile sunt de multe feluri, sunt bucurii gălăgioase, cu hi-hi-hi și ha-ha-ha. Sunt bucurii demonice, când te bucuri de rău altuia, da? Te bucuri dacă te răzbuni, da? Deci bucuria asta vine de acel rău. Dar Scriptura spune bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Deci bucuria care este o roadă a Duhului Sfânt. Fericirea nu înseamnă a obține tot ce dorim, ci a ne bucura de tot ce avem. Hai să ne numărăm binecuvântările. Avem picioare, avem mâini, avem ochi, ne-am putut scula în dimineața aceasta. Hai să ne numărăm binecuvântările. Oare ne bucurăm de lucruri mărunte, de frumusețea naturii, de cele mai mărunte daruri, de flori, de tot ce ne înconjoară? Am vorbit cu un pastor care căzuse de la 5 metri și și-a frânt coloana și acum era imobilizat într-un cărucior și am făcut o vizită soției lui și lui, deci la casa lui, și mi-a spus: Uite ce frumoase sunt florile de pe... aveau pe fereastră flori. Zice, uite ce frumusețe. Zice, înainte n-am avut timp să le observ. Da? Era foarte ocupat. Deci pe lângă faptul că era pastor, mai lucra în construcții și așa. Deci uneori suntem prea ocupați ca să ne bucurăm de lucruri mărunte, lucrurile mărunte care trec pe lângă noi. Acum să vedem care e bucuria autentică, care e testul bucuriei autentice. Zice, un test al bucuriei autentice este compatibilitatea ei cu durerea. Amin, dar oare nu este o contradicție în termeni? Nu. Karl Barth vorbește despre bucuria cu toate, adică în ciuda situațiilor, în ciuda sănătății precare, în ciuda faptului că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum ne-ar plăcea nouă. Și Scriptura ne vorbește într-un mod explicit de bucuria în necazuri. Da, asta cere o maturitate duhovnicească, deci o bucurie care acolo undeva o simți în adâncul sufletului. Nu este o bucurie zgomotoasă, este o bucurie liniștită. A ne bucura de ceea ce face Dumnezeu, fie că ne place și înțelegem, fie că nu, este o formă de a ne închina Lui. Deci este o formă de înaltă închinare, este un act de supunere și de laudă. Ce cuvinte profunde! Deci uneori înțelegem lucrurile prin care trecem, dar uneori nu înțelegem. Zicem, măi, dar nu înțeleg. De obicei înțelegi lucrurile prin care treci după oarecare perioadă, când te uiți înapoi. Și am citit într-un mare teolog că Dumnezeu dă celui neprihănit cheia destinului său și intră în destinul său, deschide, intră și înțelege ceea ce i s-a întâmplat, da? Pe parcursul vieții. Dar acesta este un dar pentru cel neprihănit, ca să înțeleagă la un moment dat, da, Doamne, prin necazul respectiv, Tu ai lucrat cu tare, prin operația cu tare, ai lucrat cu tare, da? Prin încercarea cu tare, prin ceea ce credeam eu că este un dezastru pentru viața mea, Tu ai lucrat cu tare. Dar înțelegem, Dumnezeu ne dă harul acesta de a înțelege. Pacea lăuntrică, o altă roadă a Duhului Sfânt. Și Scriptura ne spune să nu ne îngrijorăm de nimic. Da? O deprindere, iarăși, cum să nu te îngrijorezi? Deci ne luptăm ca să ne formăm această deprindere. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Domnul. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Dar oamenii poate că se uită la tine și zice, mă, cu omul ăsta e ceva, mă, cu femeia asta, ceva nu-i în regulă. Și parcă nu-i întreagă la cap. Uite, în situația respectivă, plină de pace.
Deci n-are logică, dar este o pace care e dincolo de logică, întrece orice pricepere. Acceptarea voinței lui Dumnezeu pentru viața mea aduce pace omului meu, leuntric. Doamne, dacă se poate să treacă paharul acesta de la mine, dar totuși, Doamne, facă-ne, spune tante. Un om mulțumit are o pace netulburată, care întrece orice pricepere, pentru că ea vine de pe alte meleaguri și Hristos spune, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Deci pacea mea, spune Hristos, vă dau pacea mea, nu pacea lumii, nu, nu, nu vă dau așa cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu-i fie teamă să nu se înspăimânte. Păzirea poruncilor aduce pace. O, te-ai fi luat aminte la poruncile mele, spune Domnul. Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Deci omul neprihănit, să știți, că are pace. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cel cu inimă curată. Și în Matei 5:9 citim, ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dragi ascultătoare, așa cum am auzit, omul neprihănit are mulțumire, pace, bucurie. Nu numai pace lăuntrică, dar o pace în relații, are răbdare și trăiește în smerenie. Cum putem trăi în smerenie? Cum putem avea răbdare? Cum putem dobândi o pace în relații? Iată câteva provocări la care vă invit și data viitoare. Paraschiva Pop ne va vorbi despre felul în care putem să ne desăvârșim caracterul nostru, să fie asemenea lui Hristos. Doresc să aveți o inimă binecuvântată și să primiți învățătura Duhului Sfânt, iar El să ne ajute să trăim frumos, așa cum le stă bine celor credincioși. Sunt Lidia Iliesi și până la o nouă întâlnire cu Paraschiva Pop, doresc din inimă ca Dumnezeu să vă însoțească. La revedere! Urmele pașilor mei vreau să fie bune de urma pentru alții, pentru cei din jurul meu. Urmele pașilor mei vreau să fie urmele tale, Doamne Iisuse, urmele tale. Nu știu ce m-așteaptă următoarea răscruce când va fi, însă știu că tu, însă știu că tu mă vei călăuzi. Nu știu cum voi merge, vreme bună voi prinde sau vor fi nori, însă știu. Thank you.
nu știu cum voi merge. Vreme bună voi prinde sau vor fi nori, însă știu că tu, însă știu că tu, Doamne, mă-nconjur. Chiar de voi trece prin ape, chiar de voi trece prin foc, nu mă vei lăsa, nu mă vei uita în al nopții loc. Ochii tăi mă veghează, văd bunătatea ta, toate stau mărturie, orice are să vie, vei fi de partea mea. Nu știu ce mă așteaptă, la inimă. Pentru noi, femeile,